Când se lăsa a cincea noapte, Scheherazade spuse: Mi s-a povestit, o mărite rege, că regele Iunan îi zise vizirului său: O vizire, ai lăsat să pătrundă în tine invidia împotriva medicului și vrei să-l ucid, ca pe urmă să mă căiesc, așa cum s-a căit regele Sindbad după ce a ucis Șoimul. Vizirul răspunse: Și cum s-a întâmplat aceasta? Atunci regele Iunan povesti: Șoimul regelui Sindbad. Se zice că trăia odată un rege între regi în Fars, care era mare iubitor de petreceri, de plimbări prin grădini și de tot felul de vânători. Și avea un șoim pe care îl crescuse el însuși și care nu-l părăsea nici ziua, nici noaptea, căci chiar și în timpul nopții îl ținea pe pumnul său și când mergea la vânătoare îl lua cu sine și îi atârnase la gât o cupă de aur, din care îi dădea să bea. Într-o zi, pe când ședea în palatul său, deodată veni un vechil încărcat cu păsări de vânătoare care îi zise: O, rege al viacului, e tocmai timpul potrivit să mergem la vânătoare. Regele își făcu pregătirile de plecare și luă șoimul pe braț. Apoi plecară și ajunseră într-o vâlcea unde întinseră plasele de vânătoare. Și deodată o gazelă căzu în capcană. Atunci regele spuse: Îl voi ucide pe acela pe lângă care va trece gazela. Apoi se apucară să strângă plasa în jurul gazelei care se apropie de rege, se ridică pe picioarele de dinapoi și se apropie de piept cu picioarele din față ca și cum ar fi vrut să-l salute pe rege. Atunci regele bătu lin din palme ca să o facă să fugă, dar ea sări odată și o zbughi, trecând peste capul lui și se cufundă în depărtări. Și regele se întoarse spre străjeri și-i văzu făcându-se semne cu ochii. La vederea lor îl întrebă pe vizir: Ce-i cu oștenii aceștia, deci fac astfel de semne și mă arată pe mine? Vizirul lui răspunse: Ei zic că ai jurat să trimiți la moarte pe oricine va vedea trecând gazela pe lângă el. Și regele spuse: Pe viața și pe capul meu, trebuie să urmărim această gazelă și să o aducem înapoi. Și regele porni în goana calului pe urmele gazelei. Și șoimul o izbea cu ciocul peste ochi și atât de tare încât o orbi și o făcu să amețească. Atunci regele își luă hangerul, o izbi cu el și o făcu să se rostogolească. Apoi coborâ o junghie, o jupui și atârnă leșul pe oblâncul șeii. Ci era cald și locul pustiu, sterp și fără apă. Și regele însetase și calul însetase. Și regele se întoarse și văzu un copac din care curgea o apă ca untul. Ci regele avea mâna acoperită de o mănușă de piele. Și așa el luă cupa de la gâtul șoimului, o umplu din apa aceea și o întinse păsării, dar pasărea dădu cupei o lovitură cu aripa și o vărsă. Regele luă cupa a doua oară, o umplu și, gândindu-se mereu că păsării este sete, i-o puse dinainte. Dar șoimul pentru a doua oară dădu cupei o lovitură cu aripa și o răsturnă. Și regele se mânie pe șoim, luă pentru a treia oară cupa, dar i-o întinse calului. Și șoimul răsturnă iarăși cupa cu aripa. Atunci regele spuse: Fie ca Allah să te îngroape, tu, cea mai nefastă dintre păsări și cobe. M-ai împiedicat să beau, te-ai lipsit pe tine în sus de apă și l-ai lipsit și pe cal. Apoi îl izbi pe șoim cu hangerul și reteza aripile. Atunci șoimul ridică greoi capul și grăi prin semne: Privește ce e sus în copac. Și regele ridică ochii și văzu un copac, un șarpe năprasnic. Ceea ce curgea era veninul său. Atunci regele se căi că retezase aripile șoimului. Se ridică, încălecă din nou pe cal, plecă ducând cu sine gazela și ajunse la palatul său. Aruncă gazela bucătarului spunându-i: Ia-o și gătește-o. Apoi regele se așeză pe tron, având pe braț șoimul. Atunci șoimul suspină odată și muri.
La această priveliște, regele scoase strigăte de jale și de durere, fiindcă ucisese tocmai șoimul care l-a scăpat de la pieire. Aceasta este povestea regelui Sindbad. Când vizirul auzi istorisirea regelui Yunan, îi zise: O rege mare și plin de vrednicie, ce rău am săvârșit oare, ale cărui urmări aducătoare de nenorocire să le fi văzut? Nu m-am purtat așa decât fiindcă mi-a fost milă de tine și tu vei cunoaște adevărul spuselor mele. Dacă mă asculți, e scăpat, dacă nu, vei pieri, așa cum a pierit un vizir viclean care îl înșelase pe fiul unui rege între regi. Povestea prințului și a vamprei. Regele despre care este vorba avea un fiu foarte iubitor de vânătoare pe jos și de vânătoare călare și avea și el un vizir. Și regele acela îi porunci vizirului să fie cu fiul său pretutindeni oriunde va merge. Într-una din zile, fiul ieși la vânătoare pe jos și la vânătoare călare și împreună cu el ieși și vizirul tatălui său. Și amândoi merseră și văzură o fiară grozavă și vizirul îi zise fiului de rege: E rândul tău, aruncă-te după fiara asta și urmărește-o. Iar prințul se porni în urmărirea fiarei până ce se făcu nevăzut. Și iată că deodată fiara se pierdu în pustietate. Prințul rămase tare buimăcit și nu mai știa încotro să o apuce, când văzu în susul drumului o sclavă tânără care plângea. Prințul o întrebă: Cine ești tu? Ea îi răspunse: Fiica unui rege între regi din India. În timp ce călătoream prin deșert cu caravana, m-a prins somnul și am căzut din șa, fără să-mi dau seama, și mă trezi părăsită, singură și fără să mai știu încotro să o apuc. Când prințul auzi aceste cuvinte, fu cuprins de înduioșare și o săltă pe spinarea calului său, o așeză călare pe crupă și porni la drum. Trecând pe lângă o insuliță pustie, sclava îi zise: O stăpâne al meu, aș vrea să-mi fac nevoile. Atunci o coborâ pe insuliță și văzând că ea întârzie prea mult și că era prea înceată, pornim pe urmele ei fără ca ea să bage de seamă. Ci ea era o vampiră și le spunea copiilor ei: O, copiii mei, astăzi v-am adus un băiat tânăr și dolofan. Și ei strigară: O, adun-i-l mai repede, măicuță, ca să ne umplem burțile. Când prințul auzi vorbele lor, nu se mai îndoi de moartea sa, mușchii fremătară și cuprins de mare spaimă, se întoarse la locul unde își lăsase calul. Când ieși vampira din vizuină, îl văzu speriat ca pe un mișel fricos și tremurând și îl întrebă: De ce ți-e frică? El răspunse: Am un vrăjmaș de care mi-e frică. Și vampira adăugă: Dar mi-ai spus chiar așa, sunt un prinț, nu? El răspunse: Da, într-adevăr. Ea spuse: Atunci de ce nu dai dușmanului tău ceva bani ca să îl mulțumești? El răspunse: Vai, el nu se mulțumește cu bani și nu râvnește decât sufletul meu, ci tare mi-e frică și mă simt robul nedreptății. Ea spuse: Dacă ești asuprit așa cum susții, n-ai decât să ceri ajutorul lui Allah împotriva vrăjmașului tău și el te va păzi de fără de legile lui și de fără de legile tuturor acelora de care ți-e frică. Atunci prințul ridică ochii spre cer și rosti: O, tu care îi răspunzi celui asuprit, dacă te roagă și descoperi răul, ajută-mă să-mi biruiesc vrăjmașul și îndepărtează-l de la mine, căci tu ai putere peste tot ce vrei. Când vampira auzi această rugăciune, se făcu nevăzută, iar prințul se întoarse la regele tatălui și dezvălui sfatul mișelesc al vizirului, iar regele porunci moartea vizirului. Apoi vizirul regelui Yunan urmă cu aceste cuvinte: Și tu, rege, dacă te încrezi în acest medic, el te va face să mori de moartea cea mai groaznică. Și cu toate că l-ai copleșit cu favorul și ai făcut din el omul tău de încredere, el îți pregătește moartea. Nu vezi că te-a mântuit de boală prin afara trupului cu un lucru pe care l-ai ținut în mână? Și nu crezi oare că a făcut așa numai spre a-ți pricinui pierzania cu un al doilea lucru pe care te va face să-l ții în mână? Atunci regele Yunan spuse:
adevăr grăiești, fie după sfatul tău, vizire de povață bună, căci este prea lesne cu putință ca acest medic să fi venit în taină ca o iscoadă ca să împricinuiască pierderea. Într-adevăr, dacă m-am mântuit cu un lucru ce l-am ținut în mână, poate prea bine să mă piardă cu de pildă un lucru pe care m-ar face să-l miros. Apoi regele Iunan urmă către vizir. O, vizire, ce trebuie să facem cu el? Și vizirul răspunse. Trebuie să trimitem de îndată pe cineva să-l cheme și când se va înfățișa aici va trebui izbit peste ceafă și așa îi vei stăvili fără de legile, te vei descotorosi de el și vei fi liniștit. Și regele Iunan zise, adevărat grești vizire. Apoi regele trimise să-l cheme pe medic care se înfățișă vesel neștiind ce hotărâse îndurătorul. Căci poetul zice în versuri, te tem că poți să fii lovit de soartă, fii calm, căci multul ce sub cer încape e în seama celui volnic să despartă pământul formă dându-i dintre ape. Ce-i scris e scris și toți pe frunte poartă și nu se șterge nici sub mari potoape, cât despre ce nu ți este scris pricină, de teamă nu-i, rămâieți deci străină. O, Doamne, întihnă o zi, putea va trece, fără să înalți spre cerul tău stăviri. Măestru-mi har îl fac să ți se plece, poet în limbă, ritm și stihuiri. Și de primezi vreun dar ce tot întrece, e cel de azi mai vrednic de uimiri, decât celalalt de ieri și el mi-ajunse, înainte să-l-ai exprim dorințe ascunse. Și cum să nu când gloria de plină, de plina ta glorie, suplimus lăudându-l, atât în mine și ferind lumina, cât și vădindu-l tuturor de-a rândul. Dar spun că biată gura mea declina, găsi vreun cuvânt ales cu gândul, să preamărească facerea-ți de bine, tărie umerim spre a o susține. Tu prins în rătăciri și încurcătură, în mâna lui Allah orice să lași, că singur e înțelept, de-a ta făptură, n-ai teamă, nu-l atinge-o cei trufași. Nimic prin voia ți n-are întăritură, s-o știi, purtându-și falnic ai să-i pași, cel înțelept între înțelept și impune voința, cărei totul se supune. Nici deznădej să n-ai și nici tristețe, ci uită-le și uită grija toată. Nu știi că grija poate să înghețe, și inima vitează, neînfricată? Ci lasă tot, ce plănuiești orbește, e plan de rob, căci lumea îndrumată de el te lasă dus, așa, la urmă, gustavei fericiri ce nu se curmă. Când se înfățișa așadar medicul Ryan, regele îl întrebă, știi de ce te-am chemat să te înfățișezi dinaintea mea? Și medicul răspunse, nimeni nu cunoaște dinainte necunoscutul în afară de Allah, preanaltul. Regele-i grăi, te-am chemat să vii la pieirea ta și ca să-ți scot sufletul din trup. La aceste vorbe, medicul Ryan rămase uluit și spuse, o, rege, de ce să mă pierzi și care a fost greșeala săvârșită de mine? Iar regele îi răspunse, se zice că ești o iscoadă și că ai venit să mă ucizi, dar te voi ucide eu înainte de a mă ucide tu pe mine. Apoi regele strigă purtătorului spadei, izbește gâtul acestui trădător și mântuiește-ne de nelegiuirile lui. Dar medicul spuse, cruță-mă și Allah te va cruța pe tine și nu mă ucide, căci altfel Allah te va ucide pe tine. Apoi repetă rugămintea așa cum am făcut și eu către tine, efritule, fără ca tu să mă fi izbăvit, ci dimpotrivă stăruiai să învoiești moartea. După aceea, regele Iunan îi spuse medicului, nu voi regăsi încrederea și nici tihna până când nu te voi ști ucis, căci dacă m-ai mântuit de boală cu un lucru pe care l-am ținut în mână, cred cu tărie că vei ucide cu ceva ce voi mirosi sau un alt chip. Și medicul întrebă, o, rege, oare aceasta mi-i răsplata, așa întorci tu răul pentru bine? Dar regele răspunse, neapărat e nevoie de moartea ta și fără de zăbavă.
Când medicul se dumiri pe deplin că regele îi voia moartea fără nicio îndurare, plânse și se mâhni din pricina ajutoarelor date celor nevrednici de ele. Despre acest lucru, poetul zice: e tânără asmintită, e maimuna lipsită de orice scânteie a minții, dar tatăl curajos întotdeauna e socotit cu darul chipzuinței. Priviți-l, dar mergând cu o faclă în mână, ferit e astfel de glodul de pe stradă, de pulberea și a căilor țărână și alunecușul care n-o să cadă. După aceea, purtătorul spadei înainte îl legă la ochi pe medic și, trăgând spada, îi zise regelui: cu îngăduința ta. Dar medicul continuă să plângă și să spună regelui: cruță-mă și Allah te va cruța, nu mă ucide, căci altfel Allah te va ucide. Și recită versurile poetului: am sfătuit, dar fără de reușită, că sfatul proștilor a avut izbândă. Urmarea, un dispreț ce stă la pândă, de voi trăi să fie auzită. Mai fac-o cine-o vrea cu dragi cuvinte și pilda mea de-o fi să-mi vină moartea. Te-o împinge într-un prilej ce-l va da soarta, să pui o strajă limbii mai înainte. Apoi spuse regelui: aceasta mi-e răsplata? Văd că mă cinstești precum m-a făcut un crocodil. Atunci regele grăi: dar care e povestea cu crocodilul? Iar medicul zise: vai, mi-e cu neputință să ți-o istorisesc câtă vreme mă aflu în starea asta. Ah, Allah să te aibă în pază, cruță-mă și Allah te va cruța pe tine. Apoi începu să verse și roaie de lacrimi. Atunci câțiva dintre aleșii regelui se ridicară și spuseră: o rege, îndură-te pentru noi de sângele acestui medic, căci nu l-am văzut niciodată greșind față de tine. Dimpotrivă, l-am văzut mântuindu-te de boala care i-a răzbit pe toți medicii și cărturarii. Regele le răspunse: voi nu cunoașteți pricina osândei la moarte acestui medic. Dacă l-aș cruța, aș fi pierdut fără putință de scăpare, căci acela care m-a mântuit de boală, făcându-mă să țin un lucru în mână, va putea lesne să mă ucidă, dându-mi ceva să miros. Ci tare mi-e frică să nu mă ucidă, spre a pune mâna pe prețul tocmit pentru răpunerea mea, căci e cu putință să fie o iscoadă care n-a venit aici decât spre a mă ucide. Așadar, moartea lui e de mare trebuință, după care voi fi fără teamă în ceea ce mă privește. Atunci medicul spuse: cruță-mă ca să te cruce și Allah și nu mă ucide, căci altfel Allah te va ucide. Dar, o, tu, efritule, când medicul se dumiri că regele vrea să-l ucidă fără îndurare, îi grăi: o, rege, dacă moartea mea este într-adevăr de mare trebuință, îngăduie-mă o păsuire ca să cobor până acasă la mine, să mă descotorosesc de toate, să las vorbă rudelor și vecinilor să se îngrijească de înmormântarea mea și mai ales ca să le dau un dar cărțile mele de medicină. De altminteri, am o carte care este într-adevăr extrasul extraselor și cea mai rară dintre cele mai rare, pe care vreau să ți-o dăruiesc ca să o păstrezi cu grijă în dulapul tău. Atunci regele îl întrebă pe medic: și care-i această carte? El îi răspunse: ea cuprinde lucruri de neprețuit și cea mai măruntă dintre tainele pe care le dezvăluie este aceasta. Dacă îmi tai capul, deschide cartea și numără 3 file, întorcându-le, citește pe urmă 3 șire din pagina din stânga și atunci capul tăiat îți va vorbi și îți va răspunde la toate întrebările ce îi le vei pune. La aceste vorbe, regele se minună nespus, se înfieră de bucurie și tulburare și spuse: o, medicule, chiar dacă ți-aș tăia capul, tot vei vorbi? El răspunse: da, într-adevăr, o, rege, chiar așa este, un lucru minunat de tot. Atunci regele îi îngădui să plece, dar între păzitori, și medicul coborâ la el acasă și încheie treburile din ziua aceea și la fel pe cele de-a doua zi. Apoi se întoarse la divan și veniră emirii, vizirii, curtenii, navabii și toate căpeteniile împărăției și divanul se preschimbă parcă într-o grădină înflorită. Atunci medicul intră în divan și rămase
în picioare dinaintea regelui, ținând în mână o carte foarte veche și o cutiuță cu alifie, conținând un praf. Apoi se așeză și ceru să mi se aducă o tipsie. Îi aduseră o tipsie. Vărsă praful și le întinse pe toată fața ei. Apoi grăi: o rege, ia această carte, dar nu te sluji de ea înainte de a-mi tăia capul. După ce mi-l vei fi tăiat, așează-l pe tipsia aceasta și dă poruncă să-l apese peste acest praf, ca să oprească sângele, apoi deschide cartea. Și regele, în graba lui, nici nu l-asculta, luă cartea și o deschise, dar găsi foile lipite unele de altele. Atunci își duse degetul la gură, îl umezi cu scuipat și izbuti să întoarcă prima foaie. Și la fel, pentru a doua și a treia foaie și de fiecare dată, foile nu se desfăceau decât tare a nevoie. În acest chip, dezlipi 6 foi, încercă să citească, dar nu dădu de urma niciunui fel de scrisoare. Și regele zise: o, medicule, dar nu-i scris nimic. Medicul răspunse: întoarce mai departe în același fel. Și regele continuă să întoarcă foile mai departe, dar abia se scurseră câteva clife că o travă a străbătut prin tot trupul regelui, chiar în clipa și în ceasul acela, căci cartea era otrăvită. Și atunci regele se prăvăli în spasme cumplite și strigă: o travă mă răpune! Și în acest timp medicul Ruian începu să alcătuiască versuri zicând: judecători au judecat, dar peste, cei drept trecând, sfidând dreptatea toată, și totuși, Doamne, care vezi aceste, dreptatea vine toți așa socoată. Acum la rând sunt judecați, cruțare, e doar pentru cei buni, cu cinstea întreagă, pe ei apasă soarta, înțeleagă, că au asuprit și frâng cercări amare. Ajunseră dar țintă de o cară de silă pentru trecători, e o lege, răsplata după cum ți-i fapta, dar ursitei dată este să se închege. Și tocmai când medicul Ruian sfârșea de recitat versurile, regele căzu mort. Ci acum află o tuie fritule că dacă regele Yunan l-ar fi cruțat pe medicul Ruian, Allah l-ar fi cruțat la rândul său, dar el s-a împotrivit și s-a hotărât pierea. Și tu, o efritule, dacă ai fi voit să mă cruți, Allah te-ar fi cruțat. În această clipă a povestirii, Scheherazade a văzut lucirea dimineții și se opri discret. Și sora ei, Doniazada, îi spuse: cât de dulci sunt cuvintele tale. Ea răspunse: dar ce sunt toate acestea pe lângă cele ce vă voi povesti noaptea viitoare, dacă voi mai fi în viață și dacă regele va binevoi să mă cruțe? Ci petrecură noaptea aceea într-o neștirbită fericire și în desfătare până dimineața. Apoi regele urcă la divan și când ridică divanul, se întoarse în palat și se adună cu ai săi.